invitat în studio este pastorul Daniel Cocar de la Biserica Baptistă Stânca din Timișoara. Cum este să fii plin de pasiune pentru Domnul? După cum eu înțeleg scripturile și după cum eu înțeleg creștinismul, este imposibil să fii creștin autentic fără să fii și creștin pasional pentru Dumnezeu și pentru credința ta. Dacă suntem creștini lipsiți de pasiune, eu nu cred că suntem creștini după voia lui Dumnezeu. Și încă ceva, dacă suntem lipsiți de pasiune în relația noastră cu Dumnezeu și nu numai, eu cred că suntem niște creștini bolnavi. Un om lipsit de vlagă înseamnă că este un om bolnav sau n-a mâncat sau este subnutrit, însă un om care are o relație sănătoasă cu Dumnezeu, un om care a înțeles Scriptura la modul autentic prin Duhul Sfânt, nu poate să fie decât un creștin plin de pasiune. Cu siguranță majoritatea creștinilor își doresc o viață plină de pasiune, dar nu, probabil mulți dintre ei nu au găsit rețeta. Da, păi rețeta o găsim în Scripturi și rețeta o găsim în Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că unde este prezent Iisus Hristos, acolo este prezent Duhul lui Iisus Hristos, pentru că toți ascultătorii noștri cred că știu și dacă n-au știut până acum o să afle acum, creștinism înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei. Însă Hristos în noi, nădejdea slavei, când Apostolul Pavel vorbește despre Hristos în noi, nădejdea slavei, se referă la un Hristos viu, nu la un Hristos mort, nu la un Hristos răstignit. Prea mulți dintre noi, doamnelor, domnilor, stimați ascultători, frați și surori, în Hristos, prea mulți dintre noi am înțeles Biblia greșit sau avem o pocăință sau un creștinism de tip produsul omului. Când creștinismul meu sau mântuirea mea sau pocăința mea este produsul omului, am încurcat-o. Că este o chestiune care nu durează mult și este o chestiune care în final va fi vlăguită și lipsită de forță și de putere. Însă voia lui Dumnezeu este mântuire și creștinism, produsul Domnului. A se face mare diferență între mântuire și creștinism, produsul omului, și creștinism, produsul Domnului. Deci pentru toți cei ce să răspund la întrebare sau să mă silesc, dacă mai pot, pentru toți cei ce sunt interesați în rețetă, rețeta se găsește în Scripturi și în înțelegerea Scripturilor și categoric rețeta se găsește în cunoașterea lui Iisus Hristos cel viu ca Mântuitor și Dumnezeu personal. Este îndeopște cunoscut faptul că fiecare creștin care nu reușește să trăiască o viață după aceste standarde, o viață plină de pasiune, dă vina pe orice altceva. Da. Cine este vinovat? De lipsa de vlagă. El este vinovat și poate să fie vinovat și pastorul lui. Exact, mă gândeam că dă vina pe biserică, pe comunitate, pe familie, pe prieteni, pe... Categoric pot și ei să aibă vina lor, da? Pentru că dacă pastorul este plictisit și lipsit de putere spirituală, el va produce pe lângă el asemenea oameni, asemenea, va avea o asemenea producție. Însă, categoric și omul respectiv ar putea să aibă o mare problemă. Unul dintre lucrurile care mă deranjează pe mine cel mai mult și imediat m-aș retrage din pastorat ar fi ca biserica unde eu slujesc să fie o biserică inertă. Pentru că problema ar fi atunci la mine. Dar eu cred și mărturisesc bazat pe ceea ce spune Dumnezeu, nu pe sentimentele și simțămintele mele, că unde este Hristos prezent, acolo este prezent Duhul Învierii lui Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, când se identifică pe sine, El spune: eu sunt învierea și viața. Ori imaginați-vă un Hristos plictisit. Eu cred că unii dintre noi, dintre cei ce mă ascult acum, au înțeles pocăința la modul greșit. Au înțeles pocăința după cum au avut ei chef. N-au avut repere corecte în creștinism și în mântuire și în pocăință. Păi, domnilor, pocăința înseamnă realmente reprogramarea vieții.
pocăință, metanoia, vine în limba greacă, înseamnă înnoirea minții și înnoirea vieții și înnoirea trăirii mele, dar nu oricum. Nu din plictisială într-o altă plictisială, ci din plictisială și din moarte în viață, dar viață din belșug. Și una dintre dovezile că unii dintre noi am înțeles pocăința și mântuirea și chiar creștinismul greșit, este că nu cunoaștem corect Ioan 10:10, unde Domnul Iisus Hristos spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar nu viață ordinară, ci viață extraordinară, nu viață comună. Iisus n-a venit să ne aducă o viață comună, ci Iisus Hristos a venit să ne aducă o viață neobișnuită. Hristos n-a venit să aducă în inima noastră plictiseală, ci El a venit să ne aducă entuziasm, slăvit să fie numele. Există o carte, Credință între pasiune și rutină. Credeți că în ziua de astăzi creștinismul se îndreaptă mai mult spre pasiune sau spre rutină? Din nefericire, la ora actuală, creștinismul pentru prea mulți dintre noi, eu nu știu pentru cât, sper să nu fie foarte mulți, însă pentru prea mulți dintre noi creștinismul este rutină și eu la ora actuală, și apropo, mi-ați adus aminte, eu la ora actuală am dorința și pasiunea să scriu o carte și deja este spre final cartea, se numește așa, Sparge rutina. Cel mai mare de serviciu pe care un creștin poate să-l aducă bisericii sale și familiei sale și lumii sale este să aibă un creștinism de rutină. Asta înseamnă este să aibă un creștinism din ăsta care e bun de aproape nimic. Dumnezeu ne cheamă să spargem rutina și să intrăm din plictisială în entuziasm. Vreau să mă întorc puțin la definiția cuvântului entuziasm. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu prea fericit. Mântuitorul nostru este un mântuitor care a biruit moartea și plictiseala fariseilor și a cărturarilor și a preoților și a credincioșilor din vremea lui. Și am găsit ce înseamnă entuziasm în limba greacă. Entuziasm în limba greacă este enteos. Și în limba greacă, en înseamnă în sau înăuntru și teos, Dumnezeu. Și auziți ce înseamnă de fapt etimologic entuziasm? Înseamnă plin de Dumnezeu sau să-L ai pe Dumnezeu în inima ta sau, dacă vreți altfel, să fii posedat de Dumnezeu, să fii controlat de Dumnezeu. Deci, stimați creștini, stimați ascultători, eu dacă l-am pe Dumnezeu în inima mea, atunci sunt entuziast, atunci sunt bucuros, atunci se vede pe fața mea, pentru că nu pot să fii entuziast doar în inimă, dar pe față să nu se vadă, sau pe față să se vadă plictiseală sau morcoveală sau eu știu ce se poate vedea pe fața unui credincios. Aș vrea să adaug ceva aici. E adevărat că entuziast înseamnă reversul omului posedat de cel rău și este omul posedat în ghilimele, dar la modul pozitiv, de Dumnezeu. Însă să știți că o persoană posedată de cel rău nu întotdeauna neapărat este violentă. Și eu cred că o persoană uneori posedată de cel rău, și poate că duc un pic la extrem asta explicația și ilustrația, poate să fie o persoană plictisită, să aibă un duh din ăla de plictiseală în el, dar să fie un duh rău. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva, dar un om enteos, adică cu Dumnezeu, să-L aibă pe Dumnezeu în el și controlat de Dumnezeu, este total diferit. El este un om plin de Dumnezeu, dar asta se vede pe fața lui, în atitudinea lui, în vorbele lui, în trăirea lui, în manifestările vieții lui pozitive. Ce măreți acest loc sfânt este piesa cu care vom face acum o pauză muzicală și apoi aș vrea să vă întreb care este rolul persecuției în înflăcărarea creștinilor. Cântă grupul Emanuel. Prezența slavei tale, când vin înaintea ta, cerul se coboară în mine, dacă simt suflarea ta. Și presat în Duhul slavei, peste mine s-a oprit. Locul acesta, Doamne, e sfinț. Ce mă rea
Despre creștini plini de pasiune și creștini antipasiune sau lipsiți. Cum vezi, așa, lipsiți de pasiune. Care este rolul persecuției în înflăcărarea creștinilor și a creștinismului? Întrebare bună, întrebare provocatoare, întrebare cu skepsis în ea. Eu cred că pentru unii persecuția este foarte necesară. Eu am fost pastor și în comunism și prin mila celui de sus în pastor și în capitalism și trebuie să vă fac o ce mărturisire, da, da, ce urmează. Trebuie să vă fac o mărturisire istorică. Eu am asistat la aceste două istorii, dacă vreți, înainte și după revoluție și înainte de revoluție mi s-a părut că asta persecuția a fost o armă foarte bună pe care diavolul a folosit-o împotriva creștinilor autentici, dar arma aceea n-a funcționat pentru că s-a întâmplat exact reversul și diavolul și-a dat autogol pentru că persecuția în majoritatea cazurilor înflăcărează. Persecuția în majoritatea cazurilor produce ceea ce nu se întâmplă în vremea, în vremea capitalismului. Și să vă spun o chestiune. În strategia pe care diavolul a folosit-o în comunism a fost persecuția. Însă strategia pe care, împotriva creștinilor, strategia pe care o folosește diavolul în capitalism nu mai este persecuția, ci este seducția. Corect. Adică în comunism te persecuta să nu te duci și te urmărea și cu atât vrei să te duci mai tare. Și asta se întâmpla cu foarte mulți credincioși în vremea aceea, fie că erau ortodoxi, fie că erau baptiști, fie că erau penticostali. Domnilor, vreiam să ne ducem la biserică, dar în capitalism... Poți să te duci, dar... Aha, asta este seducție. Și seducție ce înseamnă? Că vrășmașul încearcă să te prindă cu alte șmecherii tocmai ca să-ți distragă atenția și să te sufoce, dar persecuția, ca să răspund la întrebare, este o chestiune binevenită și din când în când avem stringentă nevoie de persecuție și eu cred că biserica va mai avea parte de asemenea persecuții dacă nu ne trezim tocmai ca să ne entuziasmăm de dragul lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru că vorbeați despre a merge sau a nu merge la biserică, nu pot să nu fac aici o paranteză. Sunt mulți oameni în vremurile de acum care spun stau acasă și trec de pe o biserică pe alta duminica, văd unde îmi place, cine vorbește, cine cântă, mă uit pe internet. Cum vedeți această abordare a relației cu biserica? Păi asta o văd o altă formă de lipsă de entuziasm. O văd o altă formă de plictiseală și de comoditate. Dar chiar poți să stai acasă și să te uiți pe internet. Da, categoric. Deci există oameni care atunci când plouă stau acasă și se uită pe internet.
când este caniculă, stau acasă și se uită pe internet. Eu pun o întrebare. Dacă toți, eu e adevărat că sunt pastor prin mila lui Dumnezeu, dar vreau să pun o întrebare tuturor acestor credincioși care sunt închinători virtuali. Păi este teamă că nu se mai strânge colecta, nu se mai strâng bani. O, categoric și asta. Și acolo trebuie să fim entuziaști, nu? Însă, apropo că mi-ați adus aminte, vreau să-i întreb pe toți care sunt închinători virtuali. Eu n-am prea găsit închinători virtuali în Scriptură și dacă ați găsit unul virtual, vă rog să-mi dați și mie carte, verset. Însă, vreau să-i întreb pe toți închinătorii virtuali, sintetici. Dacă toți ar face ca tine sau ca cel ce stă în fața, eu știu, radioului sau a televizorului sau a internetului atunci când este în sănătate. Categoric există excepții. Când da, când nu ești în sănătate, este o binecuvântare internetul și radioul și televizorul pentru cei ce sunt blocați și legați. Dar când ești în sănătate, închinarea asta, în ghilimele, virtuală sau sintetică, este un blestem. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Doamne, ferește-mă și Doamne, ferește-ne. Vorbim de cei care se uită la televizor sau pe internet, la programe, dar ce putem spune sau ce puteți spune despre cei care totuși vin la biserică? Am vorbit un pic în pauză despre lucrul acesta. Vin la biserică și parcă își pierd acolo tot entuziasmul și când ies afară, parcă sunt mai entuziasmați de ceea ce găsesc în exterior. Din nefericire, noi, ca și lucrători și ca lideri în anumite biserici, ne putem da seama de chestiune, de fenomenul acesta, că nici nu știu cum, dar e un sindrom, e un fenomen și eu chiar am atacat atitudinea aceasta, oameni care în biserică par plictisiți sau sunt plictisiți, în afara ei sunt foarte bucuroși și glumesc. În biserică sunt castraveți. În afară, domnilor, la un moment dat este altul. Știe să glumească, știe să zâmbească, iar în biserică este încruntat și îmi cere și mie același lucru. Păi niciodată nu se va întâmpla mie să mi se întâmplă în biserică să fiu necăjit și morcovit, iar în afară să fiu bucuros. De unde vine diferența asta, să fie așa și eu așa? Eu cred că asta este un atac spiritual și este o pocăință înțeleasă greșit. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau să citesc câteva versete și, de fapt, poate că nici nu le mai citesc, dar vreau doar să dau link-ul, referința biblică în 2 Samuel 6, când psalmistul David și împăratul David aduce chivotul lui Dumnezeu, care însemna aducerea lui Dumnezeu în capitală. Și spune Scriptura că atunci când l-a adus pe Dumnezeu și chivotul care reprezenta prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor și în cazul acela David, când David conducea chivotul lui Dumnezeu în capitală, juca, și vreau să folosesc acum limba română modernă, dansa. Că nouă ne este cam frică uneori de termenul acesta și fugim de el și nu știu de ce, că e același lucru cu jucat și dansat. Dar ni se pare că este un pic mai sacru dacă zic a jucat în loc să zic a dansat. Mă rog, David a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dacă nu cumva a avut mai multe slăbiciuni ca mine și ca tine și ca dumneavoastră care ne ascultați. Și totuși, Dumnezeu, care știa toată viața lui David, de la început până la sfârșit, spune: David este omul după inima mea, care va împlini toate voile mele. Păi am stat și eu și m-am gândit, așa, în neputința și în slăbiciunea și naivitatea mea, cum a fost posibil ca Dumnezeu să zică despre David, deși ăsta a făcut adulter, a făcut crimă, a făcut prostii și prostioare, cu toate acestea Dumnezeu pune în dreptul lui David afirmația aceasta istorică și sacră și neobișnuită. Știți de ce cred? Un motiv pentru care David a fost omul după inima lui Dumnezeu este că a fost un tip, un bărbat plin de pasiune. David a înființat închinarea. Și când a înființat pentru prima dată, a adus, normal, prin Duhul lui Dumnezeu, a adus închinarea în adunarea, în poporul lui Dumnezeu. El a adus și a produs o închinare entuziastă, pasională și pasionată, pentru că nu poți să te închini unui Dumnezeu pe care îl cunoști și să fii plictisit. Nu poți decât să dansezi în cazul acesta. Ăsta a jucat, da? Își exprima bucuria. Era vorba de un dans spiritual care se manifesta pe fața lui și știți cum era pasiunea lui David în închinare? Cum era entuziasmul lui? Ăsta a transpirat.
Vreau să vă întreb, dumneavoastră care mă ascultați, câți dintre noi, când ne închinăm lui Dumnezeu, când suntem cu poporul lui Dumnezeu, nu vorbesc de altceva acum, transpirăm, când cântăm, când predicăm, când ne rugăm. Domnilor, transpirația aceasta despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, capitolul 6, este pasiune. Ăsta este credinciosul entuziast. Este credinciosul care transpiră, care se manifestă, care se bucură și se vede și bucuria aia îl consumă. Doamne, nu ne lăsa plictisiți! Doamne, umple-ne de pasiune pe fiecare dintre noi! Și asta nu contează cum este predica, dacă îmi place sau nu, nici cum cântă corul sau trupa de închinare sau ce se întâmplă în biserică, ci este vorba despre relația personală cu Dumnezeu. Și David spune, Doamne, te iubesc așa de mult, este titlul piesei cu care vom face o pauză muzicală și apoi ne vom apropia de încheiere. Despre pasiune, despre plictiseală în creștinism, împreună cu pastorul Daniel Cocar. Aș vrea să vă întreb în această a treia parte, ce se poate face pentru a trece de la starea asta de plictiseală într-o stare euforică, într-o stare de evlavie, de pasiune pentru Hristos, știind că avem un Dumnezeu viu și adevărat? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este cunoașterea lui Dumnezeu. Deci asta este singura rețetă pe care eu o pot transmite ascultătorilor în momentul acesta, este cunoașterea lui Dumnezeu. Când îl cunosc pe Dumnezeu, nu mai pot să fiu plictisit. Când mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar pe bune, nu doar o întâlnire religioasă, nu doar o întâlnire educată, nu doar o întâlnire învățată, ci o întâlnire cu Dumnezeu prin revelație, nu educație, revelație. Când mă întâlnesc cu Dumnezeu prin revelație, prin Duhul Sfânt, și cu cât îl cunosc pe Dumnezeu mai mult, mă îndrăgostesc de Dumnezeu mai mult. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gândesc la oamenii din toate domeniile, artă, sport, când gustă un pic din lucrurile pe care le plac, ei parcă-s mai pasionați. Mă gândesc că așa ar trebui să fie și împreună cu Hristos. Știți ce spunea cineva la Vocea României? Am ascultat din când în când show-ul acela anul trecut și realmente mi-a plăcut de câteva comentarii pe care le-au făcut arbitrii de acolo. Și unul dintre ei a spus așa, dacă nu cânți cu entuziasm, nu ai ce căuta la Vocea României. Mi-a plăcut remarca acelui moderator de emisiune, dacă nu cânți cu entuziasm, nu ai ce căuta acolo. Dacă la Vocea României se pune problema în felul acesta, adică ai nevoie de pasiune, Dumnezeu are, Dumnezeu pe care îl cunosc, care și-a dat viața pentru mine prin Fiul Său, n-are nevoie de tot entuziasmul meu. O soră de la noi din biserică spune, abia aștept să vin la biserică. Domnilor, ăsta este entuziasm. Asta este atitudinea care trebuie să ne conducă și să ne domine și să ne controleze pe fiecare între noi. Mă întorc înapoi. Dacă vrem să ieșim din plictiseală în pasiune, din rutină, dacă vrei să spargi rutina, trebuie să îl cunoști pe Dumnezeu și trebuie să-l cunosc pe El, zice Apostolul Pavel, dita mai apostolul, și puterea învierii Lui. Când cunosc pe Hristos, devin entuziasm. Dacă nu-L cunosc pe Iisus Hristos, devin plictisit. David împăratul, și mă întorc încă o dată la el,
omul acesta era plăcut înaintea lui Dumnezeu și avea favorurile lui Dumnezeu asupra lui pentru că era pasionat. Și vreau să vă spun o chestiune care s-ar putea să nu placă ascultătorii și nici dumneavoastră de aici din studio, moderatorilor. Deci, domnilor, ăsta tot ce făcea, făcea cu pasiune. Cânta cu pasiune, compunea cu pasiune, se închina cu pasiune și când păcătuia, păcătuia cu pasiune. Nu știu de ce, probabil că ăsta era modul lui de viață, dar Dumnezeu știa și chestiunea aceasta. Categoric, ceea ce eu încerc să vă spun este următorul adevăr. Închină-te cu pasiune, cunoaște-L pe Dumnezeu și când îl cunoști pe Dumnezeu, nu te mai poți închina lui Dumnezeu oricum. În bisericile din Noul Testament, din Apocalipsa, știți care era problema celor două biserici cărora, pe care Domnul Iisus Hristos le-a descalificat? Și în Apocalipsa 2 și în Apocalipsa 3 se întâmplă o chestiune foarte importantă acolo. Biserica din Laodicea și, pe urmă, biserica din Efes au fost descalificate și penalizate de Iisus Hristos, care este stăpânul și domnul bisericii, din lipsă de entuziasm. În Efes nu mai aveau dragostea din tâi și aia era, nu mai erau îndrăgostiți de Iisus Hristos și aia însemna lipsa pasiunii și s-au dus înapoi în rutină. Ei aveau acțiune, aveau moralitate, dar nu mai aveau pasiune și din cauza aceasta zice Domnul Iisus, zice, fii atent că ești în mare pericol să îți retrag lumina și să-ți iau sfeșnicul și asta înseamnă că îți ridică autorizația de funcționare spirituală, iar cei din Laodicea, biserica din Laodicea face Domnul Iisus Hristos o chestiune foarte dură și spune că biserica aceasta urma să fie descalificată, zice, te voi scuipa din gura mea. De ce? Pentru că nu ești nici rece, nici în clocot. Dumnezeu are nevoie de pastori pasionați, Dumnezeu are nevoie de credincioși entuziaști, Dumnezeu are nevoie de închinători adevărați care nu se pot închina decât în duh și în adevăr și în pasiune. Dumnezeu are nevoie de biserici și de oameni incandescenți. Franklin Jensen este un predicator favorit al unora de aici dintre noi și îl mai urmărim din când în când pe internet, dar nu în zilele de închinare cu biserica. Într-o predică a lui spunea așa: când faci ceva, fă-o cu pasiune, fă cu pasiune, închină-te cu pasiune, predică cu pasiune, roagă-te cu pasiune, fă misiune cu pasiune. Asta înseamnă enteos, asta înseamnă să fii înflăcărat de dragul lui Iisus Hristos. Doamne, dă-ne entuziasm tuturor. Amin. Pentru că ați vorbit și de Laodicea grecește, Laodicea însemna poporul conducea de fapt acolo. Lucrul acesta de multe ori se întâmplă și în ziua de astăzi. Poporul votează să scoatem pe Dumnezeu din școală, să scoatem pe Dumnezeu din mintea copiilor, din educația copiilor. O societate în care poporul se pune accent foarte mult și la noi pe popor. Votează, vrei să fiu eu președinte? Votează-mă. O să scot și religia din școală, o să scot și... Cum vedeți lucrul acesta? Asta se numește democrație. Eu nu cred în democrație, deși acesta este sistemul în care trăim. Nu cred nici în monarhie, deși se pare că ar fi bun, mai bun un pic decât democrația. Cred în teocrație. Categoric, ei vor reuși. Cu vremea asta este spiritul democrației și al Europei. Este un spirit anticreștin, antipasiune pentru Dumnezeu. Este un spirit care în final, da, îl vor scoate. Vor reuși să-l scoată pe Dumnezeu cât mai mult din școli, din minte, din inimă, însă nu poate să-l scoată pe Dumnezeu și pasiunea lui din inima mea și din inima bisericii sale. Ne îndreptăm spre scoaterea lui Dumnezeu din școli, ceea ce se întâmplă încetul cu încetul. Întrebarea este, cu ce îl înlocuim pe Dumnezeu când l-am scos din școli? Că în America l-au scos din școli de câțiva zeci de ani de zile și l-au înlocuit cu droguri și cu puș și cu killing, da? Și cu nenorocire. Noi, dacă suntem deștepți ca națiune și ca și lideri și ca și demnitari, îl vom ține pe Dumnezeu acolo, dar în mod deosebit vom înflăcăra relația noastră cu Dumnezeu și pasiunea noastră pentru Dumnezeu va deveni vizibilă. Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Daniel Cocar de la Biserica Baptistă Stânca din Timișoara. Am vorbit despre creștini plini de pasiune și creștini apatici sau lipsiți de pasiune.